Înainte de a viziona, nu uitați să dați share, să vă abonați și să dați click pe clopoțel pentru a fi la curent cu noile postări. Dimineața. În vlogul anterior am vorbit despre cât costă mâncarea în Anglia și am ales un buget de 20 de lire, echivalent la 1 milion de lei, ca să vă arăt cam cât costă mâncarea în Anglia. Cât costă ouăle, cât costă un litru de lapte, cât costă, mă rog, ați văzut ce am prezentat în filmat. Dar mulți dintre voi ați crezut că am mințit sau că fac foamea cu acei 20 de lire. Păi, în primul rând, trebuie să înțelegeți că noi ținem dietă. Deci în acei 20 de lire noi doar cumpărăm la săptămână aceleași lucruri. Dar la lună, odată la lună, sau la 3 săptămâni sau la 2 săptămâni, că da, asta a spus între 20 și 30 de lire, ceilalți 10 lire erau calculați pentru orez. Am spus că noi mâncăm orez. Ovăz. Așadar, haideți să începem. Primul lucru, prima masă pe care noi o mâncăm de dimineață este ovăz. Dar ovăzul se poate găti în mai multe feluri. O să alegem unul dintre ele, cel mai simplu. Să zicem că te trezești dimineața și te grăbești să pleci undeva să mănânci ceva repede. Această cutie, două persoane, te ține cel puțin o lună. Orele 50 costă, am luat-o de la Lidl. Să începem. Ca să gătești, acest ovăz, dacă nu gătești paragaz și vrei să-l gătești rece, cu lapte, cum am spus, te grăbești și n-ai timp să gătești nimic, asta ți-a maxim 5 minute. Vă trebuie un astfel de blender. Eu l-am luat de la mâna a doua la 12 lire și am cumpărat aceste rezerve, ca să zic așa, după Amazon. Puteți găsi și altfel de blender. Așadar, vă trebuie pentru rețeta asta, vă trebuie acest blender. Ovăzul contează foarte mult de unde îl cumperi, pentru că eu am dat pe el, v-am zis, 1,50 lire, poți să-l găsești și la 99 de pip, poți să-l găsești și la 2. Dar de obicei le-au postat de la Lidl. Laptele la fel. Poți să-l găsești la Tesco cu 2 lire, sau poți să-l găsești la Aldi cu cât era? 75 de pip. Cu 70 de pip sau 75 de pip. Asta contează foarte mult ce cumperi și de unde cumperi, ca să ajungi la bugetul acela. Noi preferăm lapte de soia. Puteți să folosiți și lapte de vacă, nu e alegerea voastră. Sunt mai multe sortimente cu gust diferit și așa mai departe. Să-l folosim pe ăsta simplu. O banană pentru fiecare. Această măsură eu o am de la sacul de orez. Am găsit un sacul de orez. Le puteți găsi și în cutiile alea mari de proteine sau pur și simplu folosiți o cănuță mică, că nu trebuie neapărat un gramaj special. O să folosesc și altă măsură, numai că asta mi se potrivește nouă pentru ăsta. Și atunci punem, măsurăm laptele. Eu pun 2 de lapte. Și una de ovăz. Let's go.
asta ar fi un shake care nu o să vă țină foarte mult, dar este sănătos, este cam ce ai nevoie atunci când te trezești pe stomacul gol, nu trebuie să te apuci să mănânci mezeluri la prima oră sau nu știu ce mâncați la prima oră, nu știu ce faceți. Dacă vă duceți direct la muncă, nu cred că s-ar potrivi acest meniu, pentru că trebuie să mănânci totuși mai bine înainte să pleci la muncă. Eu știu oameni care nu mănâncă înainte să plece la muncă sau nu mănâncă dimineața. Eu recomand ca prima masă de dimineață să fie cea mai importantă. În cazul meu, mănânc acest shake prima dată când mă trezesc și înainte să plec la muncă o să mai fac o omletă, care o să o vedeți în următorul... Noi o să folosim orez și o să avem nevoie de această mașină de orez. Am cumpărat-o anul trecut, am investit 50 de lire în ea, dar eu zic că a meritat, este foarte ușor de folosit. Cum funcționează, puteți vedea. Pentru a găti, să zicem, pentru o persoană, tot cu această măsură, îi spun căuc, cu acest căuc, ajunge pentru o persoană pentru o zi. Dar, fiindcă suntem două persoane, o să folosim două. De aceea, în interiorul oalei găsiți aceste gradații și noi o să punem apă până la 2, dar înainte trebuie spălat. Am spălat orezul, am pus apă până la 2, trebuie să fie pe o suprafață plană când pui apa, ca să nu pui prea multă sau prea puțină. Trebuie doar să fie băgat în priză, este o oală electrică. Și stai. Quick start. Și în 40 de minute maxim o să se facă orezul. Pentru această masă o să aveți nevoie de o ceapă, 4 ouă. O să facem o omletă din 4 ouă. Chiar este posibil să mănânci două persoane, 4 ouă și niște ciuperci. Bineînțeles că puteți folosi cârnați, mici, mezeluri, orice vă doriți voi. Acest ulei românesc pe care l-am cumpărat din Anglia la o liră 50, care l-am, cred că de o lună, cam de o lună, pentru că nu folosesc uleiul ca să prăjesc cartofi sau foarte mult ulei. Folosim uleiul, de exemplu, acum când facem această omletă, foarte puțin ulei. Deci adăugăm și această liră 50 la
cei 30 de lire pe care am spus că... care tot de la o lire am luat-o și cred că ține mai mult de o lună. Este sare de mare. Sau vreți să încercați acest sos de soia care îl găsiți aproape peste tot, dar și aici depinde de unde îl cumpărați, pentru că poți să găsești o sticluță așa mică la 2 lire, să zic, sau 1 lire 50 și la aceiași bani să găsiți această sticlă care este același sos de soia și l-am cumpărat de la un magazin internațional, tot aceiași bani. Noi mai punem din când în când în ceea ce gătim. Masa numărul 3. Să zicem că am mâncat omleta înainte să plec la muncă și acum pregătesc mâncarea pentru muncă. Am luat aceste casolete. De obicei mănânc o singură dată la muncă, când am prima pauză, și a doua pauză, fie că avem doar două pauze, la a doua pauză beau o cafea sau invers, depinde cum luăm pauzele la muncă. Eu nu beau cafeaua dimineața pentru că n-ar rău să intru în detalii, dar beau cafeaua mai târziu, după ora 2, atunci când mi se face somn sau am nevoie de puțină energie, beau o cafea la muncă. Iar într-o cealaltă pauză mănânc un vento, îi spune, sau pachet, cum vreți voi să-i spuneți, deoarece la muncă nu cred că este indicat să mănânci foarte mult, mai ales unde implică activitate fizică, îți vine să dai mâncarea afară. Și atunci, asta ar fi masa de la muncă și o să mai fie încă una după muncă, când ajung acasă.
Am cumpărat cam aceleași legume ca și data trecută, tot în acești bani, undeva la vreo 15 lire, plus cartofi și carnea, care m-au dus la 20 de lire. Deci ăștia ar fi 20 de lire, rețineți, fără sare, ulei, ovăz, orez, care astea vin odată la lună. Deci pe lângă și ce mai aveți nevoie de uzcaznic, caznic, ulei, stadero, detergent de vase și așa mai departe, alea sunt alte cheltuieli. Dar noi vorbim strict de mâncare, am exclus doar weekendul din acest program și o să încercăm să împărțim aceste legume și carnea pe 5, maxim 6 zile pentru celor la muncă și ce venim acasă. Încerc să împart legumele și carnea la 5 zile. De obicei mai rămâne. De exemplu, brocul ăsta a rămas de săptămâna trecută și l-am mai cumpărat decât ăsta. Ăsta a rămas de săptămâna trecută și l-am cumpărat un singur ardei. Ceapa a rămas de săptămâna trecută. Cartofii sunt mai mulți, așa că o să pun în fiecare zi cartofi și vedem cum le combinăm. Am împărțit legumele, doar legumele, le-am împărțit în 5 mese. Aceste mese ar trebui să ajungă pentru amândoi, pentru când venim acasă. Pentru că în casoletele de la muncă o să punem orez și pui. Am cumpărat piept de pui și o să punem piept de pui cu orez și o să alegem din legume de aici, să zicem, roșiile. Iar restul o să rămână pentru seara și cu ce mai rămâne din pui. O să vedeți imediat. Cu acești cartofi, cred că o să facem o salată orientală sâmbătă, ca să fie totuși mâncare și pentru 6 zile. Orezul care ne-a rămas de dimineață o să-l pun pentru la muncă. Orez sau pâine sau paste, pentru că aceștia sunt carbohidrații. Ai nevoie de carbohidrații pentru energie. Puteți să puneți delicat românesc, că se găsește. Delicat sau ce vreți voi să puneți ca să dea gust. Să punem și puțin de ulei, nu? Dăm mai bine. Puțină sare. Piper. Ce bun, nu punem ulei? Un pic. De care? De la... 2 piepți de pui pentru o zi. S-au fiert și legumele, am terminat puiul, deci astea două ar fi pentru la muncă. V-am zis, nu mănânc foarte mult la muncă pentru că
Dacă mănânci prea mult, o să ai senzația că vomiți după și mai bine mănânci mai puțin. Iar asta când ajungi acasă,